întrebările dumneavoastră. Bună ziua! Eu sunt aici în calitate de manager de proiect. Am reușit din 2007, în noiembrie 2007 am depus prima cerere de finanțare în cadrul programului operațional regional 2007-2013 și astăzi ne aflăm la finalizarea proiectului. Este o activitate consemnată în cererea de finanțare, face parte din activitățile proiectului. Așa cum este știut, finanțator al acestui proiect Uniunea Europeană prin programul operațional regional AXA 2, bugetul național și bugetul local. Valoarea totală a proiectului după finalizarea tuturor contractelor se încadrează în suma de 36.851.000 de lei, din care finanțarea nerambursabilă de la bugetul Uniunii Europene și de la bugetul național 28.558.786, iar contribuția proprie 582.832 de lei, TVA și cheltuieli eligibile 7.700.960.000 lei, TVA pentru cheltuieli eligibile este o cheltuială pe care noi am recuperat-o. Așa cum bine știți, am mai vorbit despre acest proiect. Pe ecran vedeți străzile așa cum erau la începutul execuției lucrărilor. În perioada de execuție lucrărilor, străzile cuprinse în program sunt Calea Națională Intrarea dinspre Dolopoi până la strada Uzinei, strada Sucevei, strada Uzinei, strada Împărat Traian Tudor Vladimirescu pentru Rare și ieșim în Calea Națională ieșirea spre Iași, șoseaua Iașului. Ca obiectiv general al acestui proiect am intenționat și am realizat reabilitarea străzilor pentru preluarea traficului greu în vederea creșterii siguranței circulației, a reducerii timpilor de călătorie, a fluidizării traficului. Ca rezultate a acestui proiect putem aminti 13,4 km de suprafață carosabilă reabilitată, 6 sensuri giratorii, 5,45 km piste pentru bicicliști, trotuare reabilitate, intrările în oraș rezolvate și în ceea ce privește iluminatul public, intrarea dinspre Iași și intrarea dinspre Suceava. Și nu numai iluminatul public am rezolvat pentru intrările în oraș, ci și ceea ce înseamnă lărgirea carosabilului, rezolvarea unei probleme majore a circulației, marcaje și semnalizare rutieră. În cadrul proiectului am acționat ca o echipă tot ceea ce înseamnă beneficiar, proiectant SCG OSIS-RL Botoșani, constructor corect, în asociere cu firma Flashlighting București, SC Transporturi Auto SA Botoșani, firma de asistență tehnică Technical Assistance, firma de publicitate și firma de audit. Acestea împreună cu beneficiarul și împreună cu ADR Nord-Est, care trebuie să vă spun și este foarte important să precizez că a acționat în totdeauna în ceea ce înseamnă beneficiul proiectului, în binele proiectului și nu pentru încurcarea beneficiarului. Împreună consider că am reușit să încheiem proiectul cu succes.